Primarul Mihai Chirica va intra în cursa alegerilor pentru parlamentare și s-a înscris în cursa internă a partidului, luându-l prin surprindere chiar și pe președintele liberalilor Ieșeni, Alexandru Muraru. Edilul susține că nu are de gând să renunțe la scaunul de primar, candidatura sa fiind pur strategică pentru a atrage electoratul. Surse din mediul politic susțin însă că aceasta ar fi o metodă prin care Mihai Chirica să poată scăpa de răspunderea penală din dosarele DNA. De asemenea, se speculează în jurul unei lupte interne în PNL între taberele Chirica și Alexe, prin care actualul primar al Iașului încearcă să-și impună candidat pe lista eligibilă. Alegerile parlamentare vor fi pe data de 1 decembrie, fix de Ziua Națională a României. La Iași, Mihai Chirica a făcut un anunț surprinzător că va fi pe listele PNL Iași pentru parlamentare. Nici nu se pune problema să părăsesc postul de primar, pentru că dacă aș fi vrut să fiu parlamentar, nu candidam pentru funcție la primărie, nu fac aceste lucruri, nu l-am făcut niciodată și îmi place să lucrez cu cărțile pe față. Dar mai este mult până atunci. Cred că, în primul rând, am atras atenția colegilor primari că este nevoie să ne mobilizăm. În al doilea rând, am atras atenția celor care fac politică că politică fără electorat nu există. Edilul susține că totul este o strategie politică prin care conducerea partidului va înțelege că trebuie să obțină un scor mai mare față de ultimele alegeri. Chestiunea cu depunerea candidaturii pentru Parlamentul României ține mai mult de, să spunem, o strategie politică de mobilizare electoratului pe care o voi continua și în felul acesta voi căuta să aducem un număr cât mai mare de parlamentari în Parlamentul României din partea Partidului Național Liberal. Sigur, și în maniera în care și conducerea partidului va înțelege că trebuie să reabordăm alegerile parlamentare față de eșecul din 2020. Pe de altă parte, în mediul politic ieșean se vehiculează ipoteza că, prin candidatura la parlamentare, Mihai Chirica ar urmări să tergiverseze dosarele în care este trimis în judecată. În cursa internă din cadrul PNL Iași pentru alegerile parlamentare s-au înscris 21 de membri liberali, între care și actuali parlamentari, Alexandru Muraru, Liviu Brătăscu și Sorin Năcuță. De asemenea, au intrat în cursă Luciana Antoci, Daniel Juravle, viceprimarul Iașului, Lucian Rusu, Alin Andrieș, Romeo Vatră și Adriana Costoaiei.